Oameni buni, nu am lăsat deoparte cazul fetiței dispărute din Sicriu. Foarte mulți oameni au trimis mesaje și iată că se complică cazurile și se complică, de fapt, lucrurile în această poveste. Luis Lazarus a fost împreună cu echipa noastră în satul unde Flori ori a fost înmormântată pentru că a murit de sida, ori a fost vândută. Vreau să vă spun că am găsit mai multe personaje cheie care au făcut declarații surprinzătoare. Cel care era primar în acea perioadă, l-ați văzut puțin mai devreme pe imagini, cel care era preot și mai slujește și astăzi, dar și groparul care a văzut Sicriul gol. Peste toate acestea, fratele lui Flori astăzi a fost chemat la poliție. Vom sta de vorbă imediat cu el în direct și cu toate acestea vom afla ce i s-a spus acolo la poliție sau despre ce este vorba. Oricum, astăzi vom încerca să dezlegăm misterul și să vă aducem dumneavoastră toate datele despre această poveste și să aducem mai multă liniște în sufletul familiei lui Flori, pentru că mama lui Flori ne-a spus, vă rog frumos, ajutați-mă să-mi găsesc fata. Așa că vrem să lămurim această poveste. Luis Lazarus a fost acolo, priviți. În curtea asta a fost înmormântarea acum 21 de ani. Bună, Florin! De ce te-au sunat cei de la poliție? Să mă duc să îmi prezinte situația. Eu cred că pe el îl cheamă să-i dea soluția. Da, exact. Îi dă soluția că... Care e? Că noi bălmăjim aiurea. Asta e soluția, în esență. Că noi bălmăjim aiurea, că în respectivul coșciug a existat un cadavru al fetiței și ăsta s-a vaporizat, domnule. A dispărut în neant. Zic groparii, domne, am săpat aici, am dat de coșciug și când l-am deschis, ce am văzut? Niște haine de adult. Pardon? Cum poate fi așa ceva? Posibil. Păi în condițiile în care tu, poliția din Vâlcea, ai găsit o rețea întreagă în anii 90, cam pe vremea în care era mormântată fetița asta, în condițiile în care tu ai găsit dita mai rețeaua și ai anihilat-o, una dintre ele, mă rog, văd că pe Matilda n-au anihilat-o, ea e bine, mersi. Deci în condițiile astea, cum poți tu să dai crezare unor documente din vremea aia? Deci cum să dau crezare? Eu cred că orice cetățean care se uită la noi vrea să știe răspunsul. Și răspunsul e, cum îți spuneam, întrebarea e nu că ea a fost sau n-a fost în Sicriu. Întrebarea e câte sicrie mai sunt goale în România. Ce are aparte acest caz? Da, mi se pare că e cel mai mare mister din istoria post-decembristă. Florin, ai stat de vorbă cu mama ta în ultimele zile, în ultimele săptămâni? Așa, între patru ochi, i-ai pus tu câteva întrebări? Nu, nu am stat de vorbă cu ea. După emisiune, aseară a fost filmată cum a sunat. Ce ți-a zis? Nu, mult nimic, au zis decât să-i trimit numărul lui sora cea mică, atâta. Eu, după cum ce presimt eu și după ce am văzut cu ce presiune au vorbit aici, în față la mine, la poartă aici, eu zic că știe. Și v-am zis. Se vede pe fața că este vinovată. De fapt, această lipsă de comunicare dintre ei a favorizat aceste întâmplări tragice, până la urmă. S-au certat între ei, fiecare ascundea ceva și a favorizat această situație faptul ca ei să fie despărțiți, dezbinați, aruncați până orfelinate, fetița abandonată în spital. Îți dai seama ce familie? Adică faci atâția copii și până la urmă ce faci cu ei? Vrei să-i dai spre înfiere? De ce s-ar fi certat? S-ar fi certat pe bani? S-ar fi certat pe sumele pe care trebuiau să le încaseze de la vânzarea unor ființe omenești, care între timp, de fapt, erau, culmea, chiar copiii lor? De ce s-or fi certat ei? N-avea bani de băutură? Tatăl? Sunt oameni care spun că și tatăl ar fi fost. Îți dai seama că ei au convenit amândoi că vor da spre adopție fetița. Nu e nicio îndoială. Fetița urma să fie deschizătorul de drum. Își luau banii pe ea și după aceea începeau. El era propus spre adopție de asemenea. Dar le-a încurcat socotelile povestea asta cu SIDA. N-au știut, e, nu e. Era internată pe spitale. Între timp s-au certat. A fost așa o furtună acolo. Nu a fost foarte clar ce s-a întâmplat. Iar tatăl lor este mort, dar mama lor știe tot. Știe și nu vrea să vorbească. Chiar de la IPJ mi s-a spus.
Știe mai multe decât a spus la televizor. Știe și nu vrea să vorbească. Știe și nu vrea să vorbească. Aia, niciodată nu. Că ea știa lucrurile astea, le știa, dar de ce nu a spus la copiilor, nu a spus nimic, la niciunul. De exemplu, îți spun o întrebare. Tu ai știut vreodată în toată viața asta că părinții tăi au vrut să o dea spre adopție pe cea mică? Niciodată. Deci el a aflat o situație absolut paradoxală care se derula la o mormântare firească, a dus la aflarea unui secret înfiorător. Lazarus a vrut să meargă și la mormântul lui Flori, unde îl aștepta groparul. Costel este omul care a deschis prima dată sicriul și jură cu mâna pe inimă că nu a găsit-o semintele fetei. Deci până la 1.30 stăteam aici la mijloc și făceam desumarea. Și am constatat că în sicriu nu era absolut nimica. Am văzut că erau înșirate, trențe alea și le-am luat cu amănunțitul, cu mănușile și am început să le desfac. Că mi-a pus și întrebarea când a fost în direct la București la domnul. Dar câte haine erau, propriu zis? Domnule, mai mult de 2, un kilogram de haine, nu cred că era cu pantofi, cu ce era acolo. Cu... Ce fel de pantofi? Un niște pantofiori de mărimea unui adult, de câțiva ani mare, 12, 13, 14, 15 ani, nici de cum nu era ce s-a spus, că a fost încălțăminte mică. Ce vreau să vă întreb? Spuneți. În momentul în care ai un cadavru în coșciug, hainele rămân într-o anumită ordine. Da, rămâne. Chiar dacă se întâmplă ceva cu cadavru. Și deci, dumneavoastră ziceți că erau hainele ca un fel de pachet. Erau aiurea, nici ca să... Să zici, dacă deci puse acolo doar ca să fie. Da, dacă erau ordonate. Ce m-a surprins la perină, la pernă. La pernă, zic, bă, să văd ce e în ea băgat. Era o pereche de șosete, o eșarfă, tot felul de porcării, nici de cum să fi fost. Era și o pernă? Da, ca o față de pernă. O față de pernă micuță. Deci nu era o pernă propriu zis. Nu. Dar nu a fost și copilul îmbrăcat, poate avea și el un costumaș ceva pe el sau l-a băgat în pielea goală, nu l-a velit și pe el într-o pătură. Dau un exemplu eu, ca părerea mea. Da. Deci dau un exemplu cum l-a băgat așa, l-a pus pe cârpele alea și... Deci ce vreau să spun este următorul fapt. Atâta timp, eu am avut o bănuială care mi s-a spulberat și mă bucur. Atâta timp cât sicriu a fost intact, mai mult, prăbușindu-se capacul, a păstrat... Totul a fost intact. Totul intact. Da. Deci nu a fost o discuție, o situație de genul că dumneavoastră când săpați... Dai cul și scoți. Ați lovit sicriu, noi având l-ați amestecat cu pământul și atunci bucăți din sistemul osos, din schelet, să se fi... amestecat cu pământul și în felul ăsta să fi dispărut. Să mai concretizăm ceva. Noi, până a venit cu sacul, că a uitat de dimineață să-l aducă, noi am avut destul timp, că nu servim, că vine cu oamenii cu o gustare până la 10, 9, jumate, 10 și nu facem desumarea până nu servim masa. Și la urmă strângem și facem desumarea. Și având timp la dispoziție, am desfăcut pe lângă el ca la o cercetare. Am mers... Extraordinar. Ați fost audiat la poliție? Da. Chiar a doua zi. Uh-huh. Acum cât timp? Dar de atunci a trecut o lună și... Păi, pe cât a fost mormântarea? Uite-te pe... În 16. Pe 16, pe 17 a fost 10. Noi. 16 octombrie. 16, pe 17 sau pe 18. Ce le-ați spus acolo? Exact ce am găsit în ce am venit, am săpat, am venit, am desfăcut, exact ce... Și a existat întrebarea cheie. Nu. Ce bănuiți dumneavoastră că nu a fost un cadavru acolo? Domnul care a anchetat cazul de la poliție, el a scris în declarație. Altceva ce să vă spun. Deci declarația dumneavoastră practic nu are nicio valoare. Este ca și cum n-ar exista. Și dumneavoastră ați fost audiat de cine? De poliția de la Peșteana. De aici, din sat. Păi atunci se explică. Eu am crezut că ați fost audiat de IPJ la Vâlcea. Nu, domnule. Bună ziua, părinte. Bună, părinte. Bună ziua. Ce faceți, părinte? Mulțumesc bine. Dezbatem aici situația și chiar întrebasem de dumneavoastră. Da. Doamne ajută. Întrebasem de dumneavoastră pentru că vroiam să știu acea teorie pe care ați avansat-o dumneavoastră tocmai pentru a nu da naștere la discuții, cum că ar fi fost ars corpul sau lucruri de genul ăsta. Da, dânsul când zice, părinte, nu e nimic, așa a spus dumneavoastră. Da. Și eu în momentul ăla când m-am uitat la groapă, eu nu m-am uitat că mie groparii nu fac groapa că trebuie.
Da. Și dânsul mi-a făcut-o. Eu totdeauna am simpatizat pe băiat și am zis că să-l cheme mereu. Și mi-a făcut-o, zic că e ok. Și pe urmă zice, părinte, dar nu e nimic aici. E, nu se poate. Ori a putrezit sau au ars-o, au făcut ei ceva la o dată și am și plecat. Da. Se cam așa a zis, nu? Nu, așa. Așa am zis. Băi, dacă cred că a putrezit sau cred că au ars-o. Da, părinte, dumneavoastră aveți o experiență îndelungată în lucrurile astea. Vreodată în toată viața dumneavoastră ați găsit vreun asemenea coșciug absolut fără nimic în el? Mă refer la oase, bineînțeles. Nu știu, de fapt n-am umblat eu, totdeauna groparii au umblat. Știu, dar după aceea groparii iau osemintele și le pun într-un sac acolo. Exact. Și sigur că într-o asemenea situație v-ar fi adus la cunoștință. Da, nu mi-a adus niciodată. Deci de cât timp sunteți dumneavoastră preot? Eu sunt aici din un an până în Revoluție, în 89. Deci din 89, din februarie, discutăm de 26 de ani. Da. Deci în 26 de ani niciodată n-a fost un caz de genul ăsta. Sau la Popești unde am fost eu, că am mai fost vreo 5 ani acolo. Uh-huh. Deci este un caz de cartea recordurilor, exact, ca să zic așa. Exact. Nu eu avem de-a face cu așa ceva în istoria. Niciodată. Bună ziua, domnul primar. Cu stimă, domn primar. Mulțumim pentru prezență. Discutam aici această chestiune pentru a stabili până la urmă care este adevărul. Noi am făcut investigații și am discutat chiar și cu IPJ, cu șeful IPJ, care a stocat o serie de documente și a ajuns la concluzia, sigur, derivată de la cele spuse de medici și de oameni de la IML, că acest schelet s-a evaporat. Tot medicii legiștii dau verdictul, ancheta. Acum nu pot eu să... Aș fi foarte curios dacă medicii legiști ar putea să mai dea un singur exemplu în care un schelet s-a evaporat și n-a rămas în coșciug nici măcar o pată pe un textil. Probabil și atunci a fost și greșeala domnilor. Trebuia să anunțe imediat atunci să se constate la fața locului. Domnul primar, noi trebuie să facem desumarea, că vine mormântarea, mă, unde îl ținem? Ce mă frapează pe mine e că IPJ-ul nu prea vrea așa să o dreagă. Nu știa nici șeful de post, eu l-am anunțat pe șeful de post și i-am trimis acolo, poate să confirme familia. Da. Primii vinovați, atenție, sunt părinți. Nu e nicio îndoială că ei, de fapt, vroiau să scape de copil. Asta este clar ca bună ziua. Există documente absolut autentice din toate punctele de vedere, declarațiile lor, apoi analizele. Ceea ce mi se pare mie ciudat și în discuția pe care am avut-o cu șeful IPJ, Vâlcea, este cum de au ajuns ei la concluzia că trebuie să meargă cu fetița la analize tocmai în sighetul Marmației. Eu nu înțeleg cine a finanțat această familie absolut nevoiașă, de altfel, ulterior, în urma unei anchete sociale, toți copiii au fost luați și duși la orfelinate. Cine a finanțat până la urmă? Că s-a vorbit foarte mult de niște bani care s-au vehiculat. L-am găsit pe cel care era primar în perioada în care se presupune că a murit Florii, fata dispărută din Sicriu. 26 aprilie 1991. Era primar. Erați primar? Da. Ce dezvăluiri face acesta în condițiile în care orice act de deces sau de naștere trebuia să treacă pe la primărie, vedeți imediat. Da, foarte mulți telespectatori ne-au rugat să nu abandonăm acest subiect și să încercăm să o găsim pe această fată, pe Flori. Avem, v-am zis, indicii că am găsit-o undeva în Canada, suntem în discuții cu familia ei, pentru că nu e așa ușor să vii din Canada, au serviciu, să vină, să facă un test ADN. Luis Lazarus, ați văzut, a fost weekendul acesta acolo pentru că a vrut să vadă cu ochii lui cum stau lucrurile și să vorbească cu oamenii de acolo. Bună seara! Bună seara tuturor! Sigur că la discuțiile pe care le-am avut cu toți aici, am gândit că ar fi bine să mergem și la fața locului. Ai vrut, că vrei să ne și desenezi o schemă care o să ne ajute teren, foarte mult? Pe afli lucrurile, nu pe Google, știi? Deci eu aș vrea să fac o schemă. Da, fii atent, ne pregătim de schema asta, Luis, dar eu vreau să-l arătăm și pe fostul primar, cel care acum 20 de ani era primar când s-a vândut Florida, și apoi să facem schema. Dar haideți să mai vorbim puțin despre ce ai găsit tu acolo și cum a fost acolo. Lucrurile sunt simple în aparență, dar ceea ce spuneam și în material mă frapează faptul că IPJ-ul nu vrea să-și facă treaba. În adică esență, cei de la Vâlcea? Da.
În esență, ei au stocat. Uite, l-au chemat și pe fratele lui Flori la poliție, da, să dea declarație. I-au dat documentele astăzi de dimineață. Nu știu, habar n-am, o să vorbim imediat. Nu i-au dat niciun fel de documente. Uite cum s-au derulat lucrurile. Eu am discutat cu șeful IPJ, mi s-a părut un tip foarte volubil, foarte comunicativ și mi-a spus că imediat cum va avea certificatul medico-legal care a fost făcut la vremea respectivă, mi-l va pune la dispoziție. După aceea s-a răzgândit. A stocat toate documentele și într-o discuție, doar o discuție, nimic oficial, mi-a spus că are aceste documente care stabilesc fără putință de tăgadă că fetița a fost bolnavă de sida, a fost necropsiată și pusă în acel coșciug și coșciugul mormântat. Eu i-am explicat că nu există așa ceva. Poate că o fi murit, dar în niciun caz n-a fost pusă în sicriul ăla. Mă întreb de ce. Domne, că nu, că uite, niște IML, niște oameni de la IML mi-au povestit cum că s-ar fi putut evapora. Între timp, am vorbit și cu doamna Matilda. Dar Tita. Doamna Matilda nu a vrut să fie... asistenta. Nu a vrut să fie filmată, decât așa am pasat. Și... a vrut că a stat de vorbă cu voi o oră jumate și se vedea că era camera de filmat și ceva, microfonul. Da. Dar are așa niște restricții domnia sa, probabil că se gândește că până la urmă totul se va afla adevărul, da, și asta deranjează probabil pe foarte mulți. Da, haide că desenăm imediat, vorbim la fața locului cu colega mea, Roxana Bucă, care se află cu... O singură idee vreau să spun, ei fac muncă la IPJ de arhivari, ei adună documente, și dau soluții. Eu, cred eu că aș să, zice eu cred că ar trebui să sesizeze parchetul, eu să meargă să dea ordonanță, să facă exhumare acolo, să stabilească acest fapt care este cât se poate de concret și concludent, că nu a fost niciun cadavru în acel coșciug și după aceea să reluăm ancheta de la zero. Bun, haideți să facem în felul următor. Vreau să ți-l arăt pe omul care era primar pe vremea aceea și care are niște informații foarte interesante de spus. Vedem materialul cu el și apoi mergem acasă, acolo, la Vâlcea, unde colega mea, Roxana Hulpe, se află și cu actualul primar, și cu fostul primar, și cu fratele lui Flori, care a fost chemat la poliție și ne spune despre ce este vorba. Dar mai avem și un mesaj de la nepotul... de la Ovi. De la nepotul asistentei. Bine, el a spus la un moment dat că s-a supărat cu Matilda și că o să spună câți bani a luat Matilda. Opa. Bine, nici nu mă așteptam la altceva. Deci haide că avem și mesajul ăsta, o să-l vedem imediat. Dar poate ne spune câți bani a luat și el. Haide că vedem imediat după ce urmărim materialul cu primarul din acea perioadă. Domnul primar, știți că în comuna la dumneavoastră aici au avut loc o serie de adopții făcute de către canadieni? Nu. Nu aveți cunoștință nimic de genul ăsta? Pentru că aceste adopții s-au petrecut, culmea ironiei, chiar sub mandatul dumneavoastră. Nu știu nimic, domn. Deci, practic, e posibil ca salariați din primărie să-i făcut o serie de documente fără ca dumneavoastră să știți nimic? Ce vă pot mărturisi este următoarea situație. La dispensar a fost sărarul Matilda. Da. Asistentă. La dispensar a fost sărarul Valerian, soțul, da, asistent. La primărie, în timpul mandatului meu, prin 92, nu mai țin exact data, a fost secretar fiul acestora, care este și acum. Eu am avut secretară când a venit primară, pe o altă fată care a decedat. Prin concurs, eu l-am sprijinit la prefectură să vină secretar. Având ștampilă de secretar, era împuternicit ca să facă anumite de acte de căsătorie, de deces și mai departe. Oh, și de deces. De ce l-ar fi făcut? Și de deces era împuternicit. Păi da. Asta îmi deschide o nouă perspectivă. Păi nu. De deces era sigur împuternicit. Oh, minunat. Ca să facă actul de deces. În rest, primarul... Deci el putea să stabilească prin documente dacă cineva moare sau... Păi bineînțeles. Dar știți că astăzi, în zilele noastre, mă rog, toată lumea aruncă în capul dumneavoastră că la primărie au venit canadienii, că primăria i-a... Și doamna asistentă la fel. I-a dirijat către familie nevoiașe pentru a le înfia copiii, că primăria a fost cea care s-a implicat, domnule, cel mai mult. Și acum noi suntem absolut siderați, aflând de la dumneavoastră că dumneavoastră ca primar nu știați nimic. Nici n-am auzit de așa ceva, dumneavoastră. Există posibilitatea ca asistenta Matilda Săraru, împreună cu soțul, împreună cu nepotul, împreună cu fiul, să fi făcut aici toată această combinație cu adopțiile? Ce mai pot spune așa? Este posibil ca secretarul, fiind secretară,
având ștampilă. Să fi întocmit documentația. Să fi întocmit documentația. Fără acordul dumneavoastră. Fără să știu eu, domne. Fără să semnați dumneavoastră nimic. N-am semnat niciodată. Nu știți nici de copilul lui Fulgescu? Care Fulgescu? A fost înfiat? Da, e Fulgescu. Nu știu, domne. Marcu? Marcu? Da. N-am auzit. Cine ala? O altă știți, familie nu care nu și-a înfiat de niciun un copil. Alt copil care a fost înfiat? Nici n-am auzit. Nu că nu știu. Da, nici nu am auzit că în Peșana au fost înfiați copii din altă parte. Dumneavoastră cunoșteați familia Dumitrașcu? Am înțeles că am trăit așa în dezbinare. Este declarație de consimțământ, cum că subsemnații Dumitrașcu Ion cu soția Maria vor să-și dea fetița spre adopție. E semnată în 1991 de către secretarul de stat... Predescoana. Predescu. Da. Asta e semnătura ei. Deci nu e semnat de secretarul de stat Valeriu? Nu. Săraru, asta e Predescoana, domnule. Dumneavoastră știați de acest document? Nu. Nu mi-a spus nimic niciodată. Atât timp cât ați fost primar aici? Da. Din 91 până în câte mandate ați avut? 8 ani jumate de primar și 8 de consilier. În 8 ani jumate? Atâta timp cât ați fost primar. 26 aprilie 1991. Era primar. Erați primar? Da. Da, foarte interesant, pentru că cam toate lucrurile astea aduc ușor. La aceeași Matilda plus familia ei. Poate doamna Matilda, asistenta de acolo, va intra în legătură directă cu noi. Asta i-am sugerat și eu, că ar fi foarte bine ca dânsa mai să încerce să ascuns, facă, nu? Da, dacă n-are nimic de ascuns, să încerce să facă precizările necesare, astfel încât să nu mai poată fi acuzată de nimic. Dacă mai ales că nepotul cum, nu a trimis un SMS în care vrea să spună mai grav. Câți adică bani a luat mătușa? Colaboratorul ei de ieri devine astăzi dușman sau ce să înțeleg?